Iedul cu trei capre Povestea asta nu s-a întâmplat chiar pe vremea când se pot potcoveau puricii, ci mult mai aproape, când puricii au devenit tare nesuferiți, iar eu vă doresc copii să n-aveți de-a face cu ei. Ci că nu departe de casa caprei cu trei iezi își avea casa un ied cu trei capre. Era un ied ca toți iezii. Nici mai mare, nici mai mic, nici mai frumos, nici mai urât. Cum s-ar spune, nici prea-prea, nici foarte-foarte. Numai că el, în loc de o capră, avea trei. O capră mamă, o mătușă capră și o capră bunică. Grozav de bine o mai ducea iedul. Maică, măiculiță, ce mai trai? Dimineața. Nici nu apuca bine iedul să deschidă ochii, că și începea să poruncească. Capra mamă, spune fiul meu iubit, îmbracă-mă, nu pot singur. Capra mamă nu aștepta să-i se spună de două ori. Se apleca să-i caute opincile sub pat, se urca pe dulap să-i găsească nădragii și se băga după cuptor să-i afle cămeșuica. Capra mamă-i aduna straele, și se căznea să-l îmbrace. Îi legau pincile, o, pincile, îi trăgea drage și cămeșuica și îi înfășura brâul. Când se vedea îmbrăcat, iedul iarăși poruncea. Mătușe capră, spune nepoțelul meu drag, o spătează-mă, nu pot singur. Fără să mai zăbovească, mătușa capră se repezea la bucătărie, turna într-o ulcică laptele dulce și așeza într-o strachină mămăliguță caldă. Apoi punea ulcica și strachina pe un ștergar și le aducea fuguța la patul iedului și rupe mătușa capră din mămăliguță și îndeasă în gura iedului. Și ține-i mătușa capră ulcica la gură să soarbă iedul laptele și uite așa până îi sprăvea iedul toată mămăliguța din strachină și tot laptele din ulcica. Bai mai aducea mătușa capră și câte o plăcintă, că era mare meșteră la copt, iar Iedul, mare meșter la înghițit. Zburda Iedul toată ziulica pe afară, iar seara, când se întorcea acasă, se întindea în pat și poruncea. – Capră bunică! – spune nepoțelul meu scump. – Adoarme, mă, nu pot singur. – Cât ai clipi? capra bunică venea lângă ied și se pornea să-i cânte și să-l lege. Hei, așa trai caliedului, mai zic și eu. Capră, mamă, îmbracă-mă, mătușe capră, o spătează-mă, capră bunica, doarme-mă, nu pot singur. Și capra mamă, și mătușa capră, și capra bunică lăsau toate treburile și veneau fără zăbavă la porunca iedului lăsa capra mamă rufere în albie, abia avea răga să-și usuce mâinile, dar venea într-un suflet să-l îmbrace pe ied. Lăsa mătușa capră cămașa necârpită, în grabă se înțepa la un deget, dar alerga să-l ospăteze pe ied. Lăsa capra bunică fusul, în fugă scăpa ochelarii și le spărgea lentilele, dar nu întârzia să la doarmă și să-l legene pe ied. Capră bunica, doarme-mă! Mătușe capră, o spătează-mă! Capră mamă, îmbracă-mă! Nu pot singur! Așa viață să tot trăiești o sută de ani și încă ai zice că n-ai trăit destul. Dar într-o seară capra bunică l-a dormit pe ied când bătu la poartă vecina, capra cu trei Scumpele mele surate, le zise ea caprei mamă mătușei capre și caprei bunice după ce trecu praul. Am intrat cu o mare rugăminte în casa suratelor voastre. Mâine seară mi se însoară iedul cel mare. Ia de nevastă o iad așezată și harnică, nu ca altele care... Dar ce să mai lungim vorba? Tare aș vrea să le pregătesc un ospăt să-i se ducă vestea. Mă rog, domniile voastre, Fiți bune și poftiți mâine la mine să-mi ajutați la învelitul sărmăluțelor, la împletitul colacilor, ori la ce mai fi trebuință. O să vă mulțumesc și o să vă răsplătesc așezându-vă în capul mesei, ca pe cei mai de seamă oaspeți. Vă învoiți? Se poate să nu ne învoim? Mâine în zor suntem la dumneata surato. Te ajutăm cu dragă inimă, îi răspunse capra mamă cât privește răsplata, de -o să ne așezi în capul mesei, cinstea ne-o fi prea mare și noi îți cerem să nu-ți mai bați capul cu ea. A doua zi dimineața, pe la ceasul când soarele încă se mai freca la ochi de somn, plecară cele trei capre ale iedului la vecina capră cu trei iezi. După vreo două-trei ceasuri, se trezi și iedul. Și așa cum îi era obiceiul, strigă. Capra mamă, îmbracă-mă! Dar nimeni nu veni să-l îmbrace. Capra mamă, precum se știe, era plecat. Atunci începu iedul să se tăvălească prin pat și să urle ca vai de lume. Îmbracă-mă, îmbracă-mă, nu pot singur! Vulpea, care tocmai trecea pe acolo și auzind urletele iedului, curioasă din fire, băgă capul pe geam ca să afle ce se întâmplă. Numai că, pe lângă că era curioasă, vulpea asta mai era pe deasupra și tare hoață. Fura de stingea. Nu mai striga atâta ieduțule, îi vorbi ea miros. Dacă nu poți să te îmbraci singur, te ajut eu. Aruncă în hainele și numai decât te îmbrac. Bucuros, iedul a zvârli opincile și nădrage și cămeșuica. Una câte una, vulpea le prinse, le vâr într-un sac și pe aici ție drumul. Marea mărăciune îl cuprinse pe ied și multe lacrimi grele vărsă, dar tot plângând și văicărindu-se, îl apucă foame. Atunci strigă. Mătușe capră, o spătează-mă! Dar nimeni nu veni să-l spăteze. Și mătușa capră, precum se știe, era plecată. Se porne iar iedul să se tăvălească și să urle. O spătează-mă, o spătează-mă, nu pot singur. Când țipa el așa, trecu pe acolo ursul. Eu, copii, am văzut mulți urși în viața mea. Unii mai mari, alții mai mici, alții de ciocolată. Dar mincinos ca ursul ăsta n am mai văzut. Mințea de rupea. Nu mai striga atâta, duțule, îl potoli ursul. Mai bine spunem unde e mâncarea ca să te ajut eu. Te o spătesc pe cinste. De bună seamă că Iedul îi spuse. Și intră ursul în bucătărie și începu să înfulece cât șapte. Înfulecă toată mămăliga, sorbi și ultimul strop de lapte, bade la ce era, înghiți și cea unul și făcălețul. De acum se puse iedul și mai vârtos pe plâns. Și plângi, și plângi, răsuna casa de zbierătele lui. Voi copii pun rămășag, oricât ați încerca, nu l-ați putea întrece, dar mai bine nu încercați. Toată lumea însă știe că după plâns ți se face somn. Strigă iedul. Capră bunică, adoarme-mă! Dar nimeni nu veni să-l adoarmă. Căci și capra bunică, precum a mai spus, era plecat. Și din nou începu iedul să se tăvălească și să urle. – Adoarme-mă, adoarme-mă, nu pot singur! Lupul tocmai ieșise la plimbare. Se afla nu departe și l-auzi. – Nu mai striga atâta, eduțule, glăsui răgușit lupul. – Lasă că vin eu să te ador! Intră lupul în casă se așeză lângă ied, legănându-l și cântându-i. Nani, 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 am să-l mănânc pe iedul cel răsfățat, râzgâiat și alintat. Nani, 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 iedul se înspăimântă și nici eu nu pot să vă spun de unde mai găsi putere să se smulgă de lângă lup și să o rupă la fugă încotro vedea cu ochii. Se înapoi acasă gol, flămând și ostenit, abia pe seară. Și cum intră pe ușă zise, Capră, mamă, mătușe capră, capră bunică, am să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, dar mai înainte să-mi niște haine ca să mă îmbrac și apoi să mănânc ceva că tare mi-e foame. Sembră că Iedul mâncă ce mai găsi prin oale, dar înainte de a-și începe povestea, a dormit buștea. Dar voi copii, nu vi -mi... Mie, de ce să vă mint? Încă